Fraților, după cum vedeți, punem tatatat pe noi, înțelegeți? Îi dăm cheie și suntem pregătiți. I-am prins că mă filmează. Ați văzut? Am pornit, m-am asigurat. Auzi asigurare. Ai blocat tatatat pe noi, menționez tot timpul. Ai blocat ușile pentru că nu știi niciodată la un semafor, la un ambuteaj, cum îți deschide cineva ușa rapid, îți distrage atenția pe partea asta și te execută pe dreapta. Bratinilor, vreau să intru într-un subiect nu delicat. Adică, nu știu, un subiect pe care voi, o mare parte din voi, îl cunoașteți din clipurile mele. O mică parte îl cunoaște din pretinia care o am acolo, știe adevărul. Nu fac clipul ăsta ca să mă dezvinovățesc, pentru că nu am vinovăție. Dar, uite, că trebuie să... Că așa îi, avem virtuala, oameni buni. Avem virtuala și asta îi, trebuie să arătăm la lume ce și cum. E vorba despre El Chapo din România, așa e supranumit, prietenul meu, Marius Negrea. Când spun prietenul meu, nu o spun la modul figurativ. O spun la modul cel mai serios, pentru că omul și-a arătat prietenia față de mine în acele vremuri. Oameni buni, poate și poliția pe fază, nu poate că îi sigur. M-am mutat-o de via drumul. Wow, ce tare! E și poliția pe fază, sigur, 100%. Vreau să aduc povestea asta pentru că ziarele de Cluj, nu vreau să vorbesc aiurea pentru că îmi place când dă ziarul vorbe frumoase despre mine, indiferent care e ziarul ăla, îmi place. Mă nielcoșesc. Înțelegeți? Acum, de data asta, nu mă nielcoșesc, pentru că nici nu mă rușinez, că în sinea mea v-am spus, eu știu care e adevărul, dar nu-mi place noua vorbe din astea, înțelegi, că aude lumea și până vezi tu, până lumea deja e buigată. Lumea e buigată, e zăpăcită lumea de cap. Înțelegeți? Și o duci cu zăhărelul sau o porți cu un covrig cum vrei tu. În așa vremuri și timpuri am ajuns. Și ioi. Și nu-mi place că o scris treaba asta, dar eu vreau acum să intru subiect. Practic, eu l-am cunoscut pe Marius Negrea și m-am întâlnit prima dată în viața mea cu el când am fost invitat, nu mai țin minte ce a fost atunci, zionomastică, Dumnezeu știu, o petrecere la Marius în curte. Vă spun că nu lua legătura el direct cu mine, printr-o persoană care ne cunoaștem, am fost contactat, Nelson, uite, e un băiat nota 10, e de la Bistrița, are o petrecere cu lăutar, cu așa, și
vrea să particip și tu pentru așa, comedie, să râdem, să asta. Și întreabă cât vrei, nu, acum ai pretin, iar nu-ți nota 10, Nelson, să nu umbl, nu ceare prețuri cum ce, unde mergi tu, așa. Și am zis, cum îl cheamă, m-am uitat pe Facebook, înțelegi? Și după fața care i-am văzut așa, zic, bă, ăsta-i de-a meu. Ăsta-i Caterinca. Îi place să râdă, să mânce, să bea, să se distreze. Omul vezi, mă, după... și în poză, mă, îți dai seama. În fine. Și am zis, auzi, lasă numărul lui de telefon și îl contactez eu. Ok. Îl lăsa numărul. Trimit un mesaj. Salut, Marius, este Nelson. Au. Și mă și sună el înapoi. Fratele meu, de ele, hau, 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 uite-te, am o petrecere, am lăutare, am ăsta. Spune-mi cât mă costă să vii. Și am stat și cum fac eu de obicei multe chestii din astea, înțelegi, când văd că omul ce trebuie, n-ai cum să-i cer bani. N-ai cum să-i cer bani. Înțelegi? Ca și cum să zic, Sandu Ciorbă, eu am o petrecere și vine Sandu Ciorbă să îl chem pe Sandu să încânte. Sau știu eu, pe Florin Salam. Poate că îmi cere bani, dar nu așa, pentru că știe că face la o nuntă, la petrecere. Înțelegi? N-ai cum să... ăsta. Și am zis, bă, cum să-i cer eu bani la omul ăsta, că cu omul ăsta pe acolo, așa, au, îmi fac eu. Și oameni buni, ce-i spun? Auzi, Baruse, dacă zici că e așa petrecere cu piscină, cu din alea, cu așa, înțelegi? Vin fără bani. Nu, 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 nu spuneți așa. Omule, vin fără bani. Na bine, hai numai aici. Și atunci am mai plecat cu o persoană de la Cluj. M-am întâlnit chiar la ieșire din Cluj, în Peco, la aici, la Pahida. Și o zis către mine, păi Nelson, stai până dimineață, da, dar de ce să merg cu, și tu cu mașina, hai cu mine, lasă-ți mașina aici. Într-un fel, știi, ca să nu-mi cheltui, no, dar șmecher omul aici, la Cluj, șmecher. Și ajung acolo, acolo lume grea, lume grea. Înțelegeți? Băi, oameni, petrecere, m-am îmbătat, ai de capul meu, o zis, liniști, distrează-te cum ăsta, că nu nimeni, că erau acolo numai din noi, am mâncat v-aș Dumnezeu să vă mânc, nu vorbesc ca iurea, dulapuri, eu, bă, hai ca să zic, fuji, e dulap, mâncava și Dumnezeu, pedală iar, acum nu știu dacă nu slăbi oamenii, înțelegi? Și mai erau mai mulți, bistrițeni, măi, mâncați așa. Era o naie, era ăsta la Dumnezeu să-l ierte care o murit. În fine, nu-i rețin pe mulți, ei nu-mi place, de aia nu-mi place să rețin nume de om, mașină, ce mașină are și număr de matriculare. Ha, 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 astea-s indicii, nu știu cum îl cheamă, dar are mașină și nu era el, înțelegeți? Bă, oameni, m-am distrat acolo și nu am depășit un pic limitele, chiar am sărit în piscină, cum am sărit în piscină, mi-a mărs lipul, adică slipul short-ul și a rămas gol și erau femeie, în fine, a fost distracție, fai. Am mărs după aceea la restaurant, am mărs așa, deci pe lângă astea, lăutarii mi-au cântat, aveți clipul acolo, o să vă pun ăsta cu clipul, să vedeți. Oameni buni, uite-te că nu mă întorc înapoi cu prietenul cu care am venit. Nu mă întorc înapoi cu prietenul. Și tu îmi dădeai voie, futuți pe părțile alea ciclosculțuiale. Și oameni buni,
vedeți-vă, e treabă. Uită-te cum viu cu altcineva pentru că a mai rămas, hai, stai și dimineața cu noi la cafea și din alea. Și prietenii au zis către mine, dimineață, zice, măi, Nelson, uite, nu ai cerut nici 5 bani, nu așa, hai, zice, să-ți fac cadou ceva, înțelegi? Și au vrut, avea o groză de... zice, am văzut că ți-e place să te îmbraci arăbești, eu am din Turcia. O groză avea, mă. O groză avea de pondiule din ele, de șăvși de ele. Și nu, am zis, mă, omule, nu, pe mine mă strânge. Dar nu, omul, fă, nu, am zis, lasă că mă revanșez eu de tine. Am mai vorbit, o venit odată la Cluj cu nevastă sa, care-i spusă română, înțelegi? O venit cu nevastă-sa la Cluj, că o mers la un botez, o zis, hai și tu cu mine, mă, n-am, eram eu supărat cu amele, cu banii, cu alea. Eu adus la Liana cadou, un parfum frumos, înțelegi? În fine. Zice, fii atent. Eu chiar lăsasem scris pe Facebook că... îmi trebuie cauciucuri. N-avem bani, măi, oameni, mă. N-avem bani pentru că toți banii care îi făcem pe YouTube, înțelegi? Îi luam și fugem la păcăneale cu ei, mă. Bă, toți banii care îi făcem pe... pe YouTube, îi luam și fugem la păcăneale, mă. În ziua care luam banii pe YouTube, eu pierdem banii la păcăneale. Nici țigări, mă, n-am pucat să iau un cartuș de țigări că fumam atunci. Înțelegi? Și am lăsat pe ăsta, bă, care, știți cât sunt cauciucurile în Germania, să-mi cumpăr la bomba asta. Să-mi cumpăr cauciucuri de la ăia, că am auzit că-s 5 euro. Zic, mâncați, 5 euro, un cauciuc cu 20 de euro m-a scos. Cu 40 de euro eu și vară și vară și iarnă. În cazul nu este vară iarnă împreună, înțelegi? În fine. Și cred că, îți dai seama că mă urmărea, cred, și mă sună Marius. Mă, zice, dar ție îți trebuie cauciucuri? De ce nu îmi spui mie? No, zice, fii atent, mă duc în Germania și zice, îți trimit pe... o să te sune șofer și îți trimit pe din ăștia care duce mașini. Înțelegi? Ai 4 cauciucuri de iarnă și 4 de vară, de la mine. Bă, când am auzit, bă, ai, 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 ai. Și după 2 ore... mă sună. Nu vrei să vii și tu? M-a sunat? Înțelegi? Nu, 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 nu. Mint! Mint! Bă, oameni, mâncava-și Dumnezeu. Ok, rămâi așa. Pleacă în Germania și mă sună din Germania. Erau în curte la Claudiu. Acolo bere, s-auzea muzică, o groază de băieți pe acolo, băieți care lucrau la Claudiu, pe care-i salut, înțelegi? Încă vreo 2-3 care, știu eu, vineau pe acolo și Claudiu era, Schuster. Mă sună Marius cu videocall. Nelson, uite aici, cu prietenii mei, hau, 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 bă, Nelson, zice, ce prost că nu te-am adus și pe tine, bă, vrei, toată lumea de aici știe clipurile, bă, atunci ce să zic, eram mai în din ăsta eram, înțelegi? Hai, țugu, hai, țugule, nică s-o băga ciuciu, eram mai în vervă. Lumea, înțelegi, atunci nu erau atâția youtuberi, nu erau, ba nu că nu era, că eu și acum, numai că nu, vârsta nu mai îmi permite să fac anumite chestii. Înțelegeți? Și zice, fii atent, zice Claudiu, dar spune să vin acum. Să vină cu mașina și eu și îmbrăcăm fai și tătătă și din alea. Mâncavaș Dumnezeu să vin, mă. Și îmi cumpără bilet de avion, mă, oameni, mă. Îmi cumpără, mă, oameni, bilet de avion, mă. Ai la avion, că vinim noi, dar nu mai știu unde la... nu mai știu pe unde, până pe unde am ajuns cu avionul. În fine, o venit după mine,
Înțelegi? Și am ajuns acolo la, la... Mi-au dat o cameră acolo sus, acolo la atelier, că avea camere pentru muncitori. Am dormit și acolo. Mamă, ce cur aveau. Iuuu, gândești că erau ghesaje de picioci. Nila ăsta. Trebuie să vă pun să vă ieși și voi. Bă, oameni, mă, când am ajuns acolo, eu am fost obosit, mă, cum am stat în, în aeroport și acolo și de alea tensiuni, mă, enervat. Înțelegi, în fine, trebuia să țu secunda. Trebuia să țu secunda. Acolo, băutură, mâncare, distracție, eu de-abia așteptam să ajung în pătuleț. Să mă pun în pătuleț. Înțelegeți? Și am văzut că ce bucuroși erau oamenii. Mi-au arătat cauciucurile gata pregătite și eu rămas că viu acasă cu omul care, că Claudiu Schuster, să vede în clipurile mele, avea din ăsta, cum îi zice, parc auto. Înțelegi? Încă chiar o zis Claudiu, bă, alegeți o mașină de acolo. Păi am zis, n-am bani, zice, și așa nu ți-o dau, zice, nu, nu trebuie, zice, îmi dai tu banii așa în ea, zice, nu mă știi, în rachin din ele, dar așa, pentru tine, pentru coptil, pentru lobo. Băi, oameni, auziți aici, la ăla dai din cap și la minte bași cu japca. Asta ce am stat, dă, m-am uitat pe acolo, pe-n parc, no, bine, dar asta se întâmplă în câteva zile. 3-4 zile, 5 zile. Înțelegi? M-am dus la restaurante. Ne-am întâlnit cu mai multă lume din până Germania. A fost ziua lui Claudiu Schuster. Da, mă, era ziua lui Claudiu Schuster, mă, de aia m-o chemam în cața. Da, mă. A fost, a venit Cipri de la Bistrița de-o cântat, mâncavaș. A fost fain de tot, m-a dus să vizitez unele locuri. De unde izvorește Dunărea am fost, am văzut. Bă, n-am nici 5 bani, n-am cheltuit din buzunar. La restaurante am mâncat, la din astea. Bă, mâncavaș, Dumnezeu să vii mâncă. Io. Chiar atunci trebuia să iau la Lobo, adică trebuia să era, nu știu, ziua lui Lobo era, ce Dumnezeu era, tătii trebuia mașină și am zis, bine, las că rezolvăm. Și oameni buni, între timp eu trebuia să mă întorc acasă, ei trebuia să plece în Turcia. În Turcia, înțelegi, la mare. Și într-o dimineață, chiar când ăsta trebuia să, să plec așa, zice, auzi, o chem și pe nevastă ta, în coci. Dar ce vreți voi, mă, cu nevastă? Dar m-am gândit eu, dar ce vreți cu nevastă? Dar zic, dar de ce s-o chem? Auzi, noi, zice, peste 3 zile, 4 zile, nu știu, nu, peste o săptămână, plecăm la mare, în Turcia. Și fii atent, cadou, bă, eu n-am cerut nici 5 bani, că am fost la Schuster la ziua lui. Înțelegeți? Cadou, zice, uite, din partea noastră, zis Marius, din partea mea și a lui Schuster, a lui Claudiu, cadou, ai, vii cu noi. Bă, când am auzit mâncața, aș zic, auleu, păi să chem pe, să întreb pe Botu, pe o conașă. Și o sun pe gât, tu vrei să ăsta? Păi zice, ce zici tu aia fac? Bine. Zice, dar eu ăsta zi alu Lobo, noi îmi facem cadou, nu știu cât o împlinit, 18 ani, 19 ani, Dumnezeu știe. Zice, mașină. Eu zic, de unde, că n-avem bani? Bine, când e vorba de așa, nu sunt bani, nu sunt... Da? Bine, du-te, bagă, du-te, bagă lanțul, a urtat, bagă manet! O băgat manet și a venit, fain frumos, cu 7.000 de euro.
înțelegeți? Nu tot o băgat, o băgat lanțul și 7.000 de euro. Și atunci am ales, de la 300 de kilometri, i-am ales mașina la Lobo Audi ăla. Din reprezentanță am actele. Din reprezentanță de la Mercedes. Era acolo. Și oameni buni, ca v-aș Dumnezeu, ne-am dus în Turcia fără să plătesc 5 bani. Am venit din Turcia înapoi, între timp, băieții care lucra acolo a dus mașina. Înțelegi, eu deja am văzut-o pe computer, am și trimis banii, tăt. O venit mașina, ne-am întors din Turcia, fără să plătim nimic, gratis, tăt, bilete de avion, cazare, mâncare, distracție, tăt. Ne-am întors din Turcia, am mai stat o zi, parcă, și a doua zi am pornit înapoi. Dar fii atent, înainte să pornim, am văzut mașina când făcea tuc. Și motorul meu era rotund și făcea tuc. Zic, mă, bate ceva, ce e aia acolo? Că nu mă pricep la mașină. Ce e aia acolo? Și ăla, băbălăul ăla de mecanic, șef de la el, o zis că poate lovește ventilatorul în ceva. Și nu mai era timp ca să stea, să dea jos, să hau, să-mi iau și din alea. Bă, pe ce bandă m-am băgat. Și mă, oameni, mâncava-și Dumnezeu, uite-te cum pornesc cu Liana, ne luăm adio, bonus, înțelegi? Că și-a făcut Marius cu nevastă sa cumpărături și mi-o lua și mie, lasă, zice, e două căruțuri, ieși și tu un căruț. Gratis, înțelegi? Băi, oameni, mă, mâncava-și Dumnezeu, pornesc către România, mașina avea 2,60 pe bord, zic, așa-i dau, înțelegi? Mai tare de 170, 160 numere, înțelegi tu? Mai tare de atâta numere. Și normal, în fine, am ajuns acasă seara pe la vreo 10, 9-10, rup de obosit. Nu, că am dormit în Slovenia, parcă. Am dormit în Slovenia și pe cea... În fine, am ajuns obosit și auzit mâncava-și Dumnezeu. Zice Lobo, că avea permisul. Nu-mi dai mașina și mie să... Am uitat așa, aoleu, bine mă iau. M-am pus în pașa, am dormit și dimineața, când mă trezesc, văd un mesaj pe telefon care l-am primit pe la vreo două noaptea, cu poză. Ce să fac? Tata zice, ce să fac? S-a aprins ăsta și nu mai pornește motorul. S-a aprins aia de la țeava de eșapament, ce era acolo, filtrul, particule din alea și... Aoleo, nu, o zic, ce să fac? Am oprit motorul, că mă chem, nu mai circul cu ea. Băi, oameni, și m-am dus, știți povestea, m-am dus cu peștele și cu el, că o zis ăla, hai, fă așa, 300 de turați, în fine, astea sunt altele. Și normal că eu m-am enervat, că am zis că m-o tras în țapă, că din alea, înțelegi? Că m-o tras în țapă și chiar așa s-a întâmplat, că după scandalul ăsta, adică scandal, că Marius o zis către mine, omule, știu că ți-ai lăsat taura manet, deci eu nu-s curios să te scrochez pe tine. Sau Claudiu nu-i curios să te scrocheze pe tine. Are parcă auto, are curățare ele. Înțelegi? Auzi, mașina înapoi nu mai poți da, pentru că dacă erau făcute actele pe neamț, până o să ia, era... Dar actele ai făcut pe nevastă, așa ai scos mașina din țară.
Ei zice că nu răspunde după ce să mașina din Germania. Zice, dacă era pe șușter sau pe careva, mai putem face ceva. Dar așa zice, nu. Dar răspund eu de toată reparația. Înțelegi? Nu-mi trebuie nimic și din alea și din alea. Și de acolo, oameni buni, n-o trecut ce-o trecut, că oamenii au fost arestați. Știți destul de bine, înțelegeți? Au fost arestați. Bulangii! Bulangii! Jigurile penale! Care avem ceartă atunci cu ei. Jegul ăla împuțit, cioroiul ăla de strugurel. Cu jegul ăsta la îngheladej. Care să fac accident, să-mi ni se decapiteze capul dacă mint. De nu m-a rugat frumos la început, Nelson, ajută-mă, te rog frumos, că am nevasta bolnavă de cancer. Și am clipurile unde am zis, oamenii, intrați la el și ăla, deci știam ce jegă-i, înțelegi? Și așa vreodată în viață, înțelegi? Oricum, în fine. A început să zică ei atunci, de mine, că fără să cunoscă cazul, fără de asta, așa o da ei din gură că eu aș fi fost prăduitor. Înțelegi? Acum, ce pot eu să fac? Înțelegi? Și știți că am vorbit în direct, eram în direct și am vorbit cu Marius Negrea, pentru că l-a lăsat pe liber, l-a arestat, l-a lăsat pe liber. Înțelegi? Mă suna, vorbeam cu el, chiar m-a invitat la el acasă și am zis așa: Marius, eu ca bandit și ca hoț, înțelegi? Am stat așa și am zis că eu ca să-i îmbărlin. Nu să-i îmbărlin. Să-mi scot eu cum vreau eu treaba. Am spus așa: băi, Marius, gunoiul ăsta stradal de la Dăș, care zice că te cunoște și a fost tovarăș cu tine, uită-te ce-o zis. Bă, Nelson, dar tu ești nebun, te iei după cine-i gunoiul ăla, ce? Ascultă, Marius, până nu rezolv treaba asta cu jegul ăla uman, ăla de la Dăș, nu mai, vorbim, dar noi doi nu mai ne veniem, nu mai ăsta, înțelegi? Bă, atâta de rău îmi pare că nu m-am dus. M-a chemat, e vreo trei ori, tot m-a sunat, tot m-a ăsta. Și uite-te că... Și acum omul a primit 15 ani de zile. Dar, domnilor, acum eu vă întreb, dacă ziarul a scris așa, am văzut că ziarul se sucește. Ziarul a spus, așa zice... De ăla din Dej, înțelegi? Omule, dacă unul zice că o mânca căcat, domnul ziar, și tu zici așa? Sau ăla din Dej a avut dreptul la dosar să vadă ce e acolo? Ha? Băi, oameni, auziți să vă spun ceva. Domnilor de la ziar, eu nu fac prăduiel, mă mâncava așa. Eu nu știu cum voi ăștia de la ziar, eu nu știu cum, nu scrieți de aia care fac. Eu nu mă disculp printr-un alt prăduitor, să știu că nu, eu nu-s. Eu n-am treabă cu ei. Dar nu știu cum. Dar de fapt, bă, oameni, ce să mai vorbim, că ați văzut? Târfile îs luate în televiziune și puse în televiziune și le dă roluri și le dă din aia, înțelegeți? Păi și atunci, târfile și prăduitorii, acum dacă ești criminal și este nu, chiar așa, da, târfile și prăduitorii au, înțelegeți? Deci, bă, oameni, bă, e de tătă minunea, mă,
Îine, toată minunea să moară cea mai scump. Oricum, Marius știe și te știe, dar nu mă, problema e că a apărut în ziar și nu-mi convine mie. Să numele meu să fie tervelit. Înțelegeți? Domnilor. Așa merge camera, m-am uitat dacă merge camera, deci nu-mi convine numele meu să fie tervelit. Și eu așteptam în tot acest timp ca Marius, înțelegi, să-l prindă, idee, nu pentru că vorbi de mine, pentru că s-o acățat de cazul lui. Pentru că s-o acățat de cazul lui. Pentru că o dat ghes. Înțelegi? O afectat foarte tare. Gunoiul ăsta stradal o afectat foarte, foarte tare în condamnarea lui Marius și a celorlalte persoane. Oricum, eu vă spun ceva. Dacă ieși și citești cazul, înțelegi, al lui Marius, oamenii erau urmăriți de aproape, nu știu, 10 ani de zile. Erau urmăriți. Le-au fost prins șoferi, au fost arestați, după aceea le-au dat drumul. N-ai tu cum, înțelegi, să guști momeala lor. Trebuia să-ți dai seama, bă, stai un pic, că nu-i bine aici. Înțelegeți? Și au mai fost mai multe chestii acolo în care, ăsta, nu, că a fost Nelson la Germania cu Claudiu Schuster, pe care îl salut, e un prieten nota 10, omul ăla, mă, Claudiu ăla, mă. E nota 10, mă, cum o stăteam? Băi, așa nea, mă plimbam cu el seara, cu mașina, hai să-ți arăt. Am fost la prosope. Dar numai eu, ei nu, numai eu, să mor de vămint, să mor de vămint. Mamă, și fătuța lui Claudiu, ce tare era. Deci, oameni buni, cum stătea Claudiu și îmi povestea, mă, Nelson, zice, așa ne-am fost și eu ca tine, zice, sărăcuț, vai și amar și încet, încet, cu munca, cu din astea. În fine, nu, oameni e nota 10, mă, oameni e nota 10. Înțelegeți? Da, domnilor, asta e cu, și îmi pare, nu, foarte nespus de rău, îmi pare. Îmi pare rău mai ales că am fost invitat la niște petreceri, nu știu ce au fost, onomastice, Dumnezeu știe, iar petreceri, și nu m-am dus că am fost supărat și nervos. Am fost supărat și nervos, cum permis tu la cazul tău să vorbească un gunoi stradal, care, înțelegi, să vorbească așa, ce faci, mă, blochezi tă drumul, ești băiat. Trebuia să iei măsuri, bă, dar eu în loc să mă bag pe centură, am venit pe... Aoleu, bine, ai, am venit pe înghesuială, mă, în cap, ai de capul și... Dar mă miram unde îs, mă miram unde îs, mă, în cap, aș, Dumnezeu. Deci asta e, prătin, eu... Am fost și voi rămâne. Eu nu zic că am fost vultur, lup și leu. Am fost băiat. Și voi rămâne băiat. Înțelegi? Băiet, mă! Băiet, mă! Voi rămâne băiat. Până când mă voi duce în groapă. Pentru că pe lumea aia vreau să mă duc tot băiat. Înțelegi? Eu sunt genul și persoana care, dacă într-un prieten de-am eu, înțelegeți? Într-o vreme, atunci de mult, vizitiu,
într-o vizită eram în stare și capabil să cine mă, da? Cât costă asta? 500 de euro de aici. Du, cât în eu? Tătă viața. E. Du. Înțelegi? Da. Da. Înțelegeți? Dar? Da. Asta e. Deci, prietenilor, să ne înțelegem. Reveniți-vă, domnilor, cu ziarile. Reveniți-vă și nu mere cu scuze că... Înțelegi? Înțeleg. Eu prin asta... Mama, cum îți pusă cărămizele... ele... Ai de mine. Ai de mine. Eu prin asta... Cu ziarul ăsta, uite cum i-a spus mai multă lume. Bă, Nelson, bă, da, zice, lasă-mă că ți-o făcut reclamă. Ți-o băga clipul de la YouTube. Da, mă, oameni, mă, știi cum e? Ca și pe TikTok, ați văzut, am vorbit cu băiatul, cu un băiat, 2-3. Bă, Nelson, să face pe TikTok 5, 6, 7, 10 mii de dolari pe săptămână. Să face. Dă lumea cu avioane, dă lumea cu lei, cu planete, cu toate prostiile. Uite-mă că am intrat pe aici, o să fie. Hai de capul meu. Zice, de ce nu intri pe TikTok? Și le-am spus, bă, oameni, îmi place să fac bani, dar nu să-l fac cum vreau unii. Să mă duc să urlu pe TikTok acolo, toc, 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 doi, 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 ele. Înțelegi? Așa pot să mă duc să fac bani, să fac un transport și vă călătoresc, văd lumea una altă. Și... Dar nu-mi convine. Ești dragi banii, nu-mi convine. Mai bine fac banul așa cu ăsta. Înțelegi tu? Înțelegi tu? Și atunci... Și aici, mâncava-și Dumnezeu, e tot așa. Mai pot să ies de aici, ies. Mamă, dar ce? În loc să viu mâncat să așa, plouă. În loc să viu pe râle, am venit pe floșter. În fine, m-am luat cu povestea cu ăstea că asta e, mâncați așa. Am și uitat ce am vrut să spun. Și... No. Deci, prietenilor, cam aici am vrut să vă povestesc toată situația, cum stă și ce e ăsta. Ziarile, da, mi-au făcut o favoare. Exact asta e ideea. Ziarul mi-a făcut, adică mi-au spus unii băieți că eu n-am știut, eu nu m-am văzut că mă sună, bă, Nelson, nici ce zice ăștia, dale așa și dale așa. Că m-am uitat, mă durut capul, bă, sunt ăștia, nu-s normal, mă, dar cum să ăsta? Și zice, lasă, alții mi-au zis, lasă, Nelson, că ți-au făcut din ăsta reclamă. Deci, bă, oameni, reclama îmi place când e reclamă frumoasă. Când e reclamă urâtă, nu. Și, no, n-am treabă cu voi, ziarelor, dar poate o să aveți vreodată nevoie de mine, înțelegi? Și să știți că, dar nu, ca să vă dau lovitura, înțelegi? Așa să vă dau peste nas, trebuie să vă dau cu, aproape cu aceeași monedă. Și cred că eu găsesc subiectul. Cred că eu găsesc subiectul să vă dau peste năsuc. Înțelegi? Uite, kilometru 17 de văzare. Poftim. Locație faină. Cred că eu găsesc să vă dau peste nas. Știu că mulți nu-l agrează pe domnul primar Emil Boc. Ei, uite, eu cu asta vă analizez pe voi. Că am văzut eu. Când scrieți articole.
cum vă referiți și cum înțelegi, nu-i cu Smiley, că-i cu din ăla lăsat în jos de așenia. Înțelegeți? Da. Bun, prietenilor, ce să spun altceva la încheiere? Eu zic, Doamne, dă sănătate și putere să treacă peste toate problemele astea, Marius Negrea. La familie, tot așa, sănătate și putere, rezistență să reușească, să suporte toate problemele și în cazul astea. Și altceva, dă Doamne o amnistie. Dă Doamne o amnistie. Înțelegeți? Da, v-am salutat. Netson.